Tirul încărcat cu mașini intra în Pitești dinspre DN7. Șoferul susține că un autoturism i-a tăiat calea și a încercat să îl evite, pentru că pe stradă era ulei, remorca a alunecat și a atras după ea și capul tractor, care s-a răsucit și a ajuns într-o poziție nefirească, iar remorca s-a răsturnat. Din rezervoarele mașinii s-a scurs combustibil, iar pompierii au fost chemați pentru a se evita o explozie. Detașamentul de pompieri Pitești a fost solicitat pentru măsuri PSI, datorită scurgerilor de lichid de combustibil pe carosabil, în urma accidentului de pe cele două autoturisme care au fost pe platformă. Ambele dastere care se aflau pe platforma tractată au fost distruse. Asigurate, nu? Da, erau asigurate. Cum se fac verificări pentru a se stabili prejudiciul? Nu au fost înregistrate victime omenești. Din cauza accidentului, traficul în zonă a fost blocat. În aceste condiții, șoferii au fost nevoiți să meargă pe o rută ocolitoare.